Revenit în direct, e proaspăt căsătorit cu Monica Bârlădeanu, însă înainte de relația cu frumoasa actriță, Valeriu Gheorghiță a mai fost căsătorit, relația de pe urma care are 2 copii, așa că acum trebuie nu doar să o resfețe pe noua soție, ci și să plătească pensia alimentară copiilor. Valeriu Gheorghiță și Monica Bârlădeanu au avut parte de o nuntă de vis la Snagov, la care au participat invitații de seamă. Însă, înainte de a se căsători cu frumoasa actriță, Valeriu Gheorghiță a mai fost însurat cu o doctoriță care i-a dăruit 2 copii. Însă meseria solicitantă a lui Valeriu Gheorghiță și-a pus în cele din urmă amprenta pe căsnicie, astfel că el și Cristina au divorțat. După ce au ales să meargă pe drumuri separate, fosta doamnă Gheorghiță încasează lunar o sumă destul de consistentă ca pensie alimentară pentru copii. Potrivit declarației de avere, Valeriu Gheorghiță îi oferă fostei soții câteva mii de lei pentru îngrijirea copiilor.